Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Există un top mondial al celor mai fericite orașe din lume. Adică al orașelor unde locuitorilor le place cel mai mult să trăiască. Falea Doftanei. Bucureștiul nu este în top. Asta ca să lămurim din prima. București nu are cum să fie cel mai fericit loc din lume. Vine în București să locuiască, dar cred că la puțin le place să și... Dar nu cred că se gândesc să fie fericit. Nu vin în București să fie fericiți. Dar ar fi frumos, mă, să avem și noi un oraș de ăsta în care chiar să ne placă să locuim. Știi? Să fie transport în comun, mișto, să fie vegetație peste tot, să fie curățenie, să fie piațete unde să aibă loc spectacole. Ar fi frumos să fie un oraș ca asta? Ar fi frumos. Acest top este realizat anual și ia în calcul pentru stabilirea ierarhiei 5 domenii care, citez, au un impact direct asupra fericirii. Și aceste domenii sunt următoarele. Cetățeni, adică vecini. Este ca la flori, frate, filme sau băieți. Da. Cetățeni. Cetățeni. Guvernare, deci administrația publică. Primăria. Mediu, economie și mobilitate. Mobilitate, transport în comun sau cum merge aici? Ce dacă luau și șprițul în socoteală, avem mai multe orașe în taxi. Topul aranjează în ordine descrescătoare 250 de orașe din toată lumea. Aici avem o veste bună și una așa, 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 așa bună. Vestea e bună e că în acest top apar și două orașe din România. Deci în 250 din toată lumea sunt și două din România, ceea ce e o veste bună. Da, că sunt totuși multe orașe în lume. Vestea așa și așa bună este că unul e pe locul 195, celălalt pe locul 220. Astăm la exemple negative. Suntem la coada clasamentului, la hai că luați și pe ăștia. Care o fi cel de pe locul 195? Brașov. Cluj-Napoca. Brașovul e pe 220, ai nimerit. Deci sunt cele două orașe românești care în acest top global al orașelor în care cel mai locuitorii sunt cei mai mulțumiți sunt Cluj-Napoca pe 195 și Brașov pe 220. Cu tot respectul, dar n-ai cum să spui că e mai frumos la Cluj decât la... Adică că-s mai fericiți clujenii decât brașovenii. Că noi din reacțiile noastre de aici, de la cetățenii din Cluj, pe tableta asta. Eu cred că ei sunt foarte nefericiți din cauza traficului aglomerat, Clujul? Din cauza... suprapopulării orașului, din cauza prețurilor foarte mari, din cauza chiriilor foarte mari. Pe de altă parte, Clujul îți oferă foarte multe lucruri, spre deosebire de alte orașe ale României. Bine, vorbim acum strict în comparație cu Brașovul. Din punct de vedere cultural, găsești foarte multe evenimente acolo, care nu sunt nici măcar la București. S-a închis TIF. Și ce cafele se fac la Cluj. Da. Mai țineți minte când am cerut și eu o cafeluță și am pus o pată la capul și zahăr. Și dăm și un pic de zahăr. Această cafea nu se bea cu zahăr. Te rog, eu dăm și mie niște zahăr. Nu, dar să-ți vă explic. Deci, cafeaua asta e fără zahăr, e mai bună. Știu, dar eu vreau cu zahăr. Te rog, dăm și mie niște zahăr. Aia a fost o experiență traumatizantă pentru tine. Noi ne-am distrat, să știi. Dar revenind la clasament, eu mi-aș fi dorit și încă două orașe aici, dar probabil că e clasamentul scurt ăsta. Iașu și Timișoara. Iașu și Timișoara. Mă mir că nu este Oradea. Adică cred că oradenii nu răspund la acest sondaj ca să nu se afle. Dar noi știm că Oradea e mișto. Adevărat. Pe primul loc în acest top este un oraș din Danemarca. Aarhus. Orhus. Mă scuzați. Orhus scris cu A dublă. Ai fost? Nu. Dar știu cum să-l pronunț. Nu, dar a citit. Urmează Zürich și Berlin. Zürich și Berlin? Da. Berlin? Asta e. Adevărul că Berlin este... adevărul că topurile astea sunt și făcute... Dar ce e cu Berlinul? Stai așa un pic. Ce cu Berlinul? Are... Mie nu-mi place. Nu mi-a plăcut niciun oraș din Germania. Nu culoare la Berlin. Nu, dar să știi că sunt alte orașe mai civilizate. Dar e un oraș în care viața artistică este grozavă. Adevărat. În care au și viață socială foarte mișto. Poți te simți bine dacă vrei. În schimb e foarte multă mizerie. Transportul comun e genial. Asistența socială este grozavă. S-a dat și liber la iarbă, din câte am înțeles, deci sunt mulțumesc. Toate criteriile, da. Deci Zürich, Berlin... Se și închide la 9 dacă nu merge unde trebuie la 9, la fel, se pare că le plac orașele astea care se sting repede. Și alea și fără la soare. La fel. După aia orașe din Suedia, Finlanda, Austria, e și unul din Marea Britanie, însă topul este dominant de orașe din nordul Europei. Cred că vor să convingă oamenii prin topul ăsta să se ducă încolo. Da. Și eu cred. Deci, foarte bine, să nu mai zică de orașele astea din sud de la Mediterana. Da, da. Să mergeți. Să vedeți ce frumos e la Orhus, să rămâneți mulți. Mamă. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.